Cu ocazia Zilei Naționale a României, Agenția Județeană de Tenis de Masă a organizat Cupa 1 decembrie la tenis de masă. La competiția rezervată copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 și 13 ani s-au aliniat la start 40 de sportivi. Cea mai bună evoluție au avut-o tenismenii de la CSM Zalău, antrenați de Victor Puie. La categoria 6-7 ani băieți, concursul a fost câștigat de Adrian Pop de la Clubul Municipal Zalău, în timp ce la categoria 8-9 ani fete, întrecerea a fost adjudecată de Mara Unicaș, tot de la Clubul Zălăuan. După multe încercări, tânăra Speranța Sălajului a reușit să o învingă în final pe coechipiera sa de la Club Carla Câmpan. La categoria 8-9 ani băieți s-a impus în finală Iosif Patriciu de la CSM Zalău, iar la categoria 10-11 ani Open, locul întâi a fost ocupat de Gabriel Mărcuț de la Clubul Copiilor Cehu Silvaniei. Ionuț Bosânceanu de la CSM Zalău a ocupat prima poziție la categoria de vârstă 12-13 ani Open. În paralel cu această competiție s-a disputat la Târgu Secuiesc Cupa Secuiana. CSM Zalău s-a deplasat la competiție cu 6 sportivi, iar cea mai bună evoluție a avut-o Domokoș Reiko, locul 3, și Cristian Mureșan, locul 5.